A fost cu tremur de 6 grade. Alertă de ultimă oră. S-a zguduit pământul. Cercul de foc al Pacificului nu se dezminte. Zona s-a cutremurat din nou vineri. Un cutremur cu magnitudinea 6 a avut loc în Marea Molucelor, în apropiere de Indonezia. Momentan nu există date despre posibile victime sau daune materiale. Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri în nordul Mării Molucelor, în apropiere de Indonezia, a anunțat Centrul German pentru Geoștiințe, GFZ, transmite Reuters. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 km, potrivit GFZ. Regiunea este afectată în mod regulat de cutremure și erupții vulcanice din cauza poziției sale pe așa numitul cerc de foc al Pacificului, o zonă situată la convergența mai multor plăci tectonice tremur și în România. În ultima perioadă, România a fost zguduită de un val de cutremure. Ultimul seism s-a produs chiar joi, 20 aprilie, la ora ora 20:10 minute. Iată ce magnitudine a avut și unde s-a simțit. Un cutremur slab cu magnitudinea 2,7 s-a produs joi seara în județul Buzău potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc joi seara la ora 20:10 în județul Buzău. Un cutremur a avut loc joi și în România. Seismul a avut magnitudinea 2,7 și s-a produs la adâncimea de 98 de kilometri. Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor Buzău, 54 de kilometri, Sfântul Gheorghe, 61 de kilometri, Brașov, 63 de kilometri, Focșani, 64 de kilometri, Ploiești, 70 de kilometri, Târgoviște, 99 de kilometri. Un val de cutremure a lovit România. În ziua de 15 aprilie 2023 la ora ora 21.47 de minute și 40 de secunde, ora locală a României s-a produs în zona seismică a Francia, buzau un tremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 116 km. Cu tremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe, 50 de km neve de Buzau, 58 de km văde de Foxani, 66 de km se de Gheorghe, 69 de km e de Brasov, 73 de km ne de Ploesti. În ultima perioadă, România a fost zguduită de un val de cutremure. Ultimul seism s-a produs chiar azi, 20 aprilie, la ora ora 20.10 Iată ce magnitudine a avut și unde s-a stimțit. Un cutremur slab cu magnitudinea 2,7 s-a produs joi seara în județul Buzău. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc joi seara la ora 20.10 în județul Buzău. De asemenea, în ziua de 12 aprilie 2023, la ora ora 7, 16 minute și 40 de secunde, ora locală a României, s-a produs în zona seismică a Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ML3-4, la adâncimea de 76 de kilometri. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe, 42 de kilometri vă de Foxani, 68 de kilometri e de Sfantu Gheorghe, 71 de kilometri ne de Buzau, 82 de kilometri e de Brasov, 89 de kilometri se de Bacau, 93 de kilometri se vede Barlad. Două cutremure într-o singură zi. Totodată, în ziua de 11 aprilie, au avut loc două cutremure în țara noastră, ambele produse în zona seismică Vrancea, având magnitudinea de 3,1 și 3,3 pe scara Richter. În ziua de 11 aprilie 2023 la ora ora 5, 5 minute și 10 secunde, ora locală a României, s-a produs în zona seismică Vrancea, Francia, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3,1, la adâncimea de 76 de kilometri. Cu tremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe, 35 de kilometri vă de Foxani, 67 de kilometri ne de Buzau, 74 de kilometri e de Sfantu Gheorghe, 88 de kilometri e de Brasov, 89 de kilometri se vede Barlad, 91 de kilometri se de Bacau în ziua de 11 aprilie 2023 la ora ora 2.34 de minute și 59 de secunde, ora locală a României, s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3 la adâncimea de 103 km. Cu tremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe, 45 de kilometri vă de Foxani, 65 de kilometri ne de Buzau, 65 de kilometri e de Sfantul Gheorghe, 77 de kilometri e de Brasov, 96 de kilometri ne de Ploesti, 97 de kilometri se de Bacau. A transmis Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Amintim că pe 14 februarie, în România, a avut loc un cutremur cu o magnitudine estimată la 5,7 pe scara Richter, în județul Gorj.